După cum și vedeți și în sală, cu două, trei excepții, și aici sunt și eu inclus, mai toată echipa este tânără, da? Și la domnul Filip, la fel, mă refer că face parte din această echipă tânără și mulțumim încă o dată că este alături de noi. Domnul Filip, fiind și membru al Consiliului Local, vă salutăm, domnul Filip, ce spuneați? Ca întotdeauna. Da. Tânăr ca întotdeauna, și asta este un lucru foarte bun și încă o dată spuneam de o echipă, de echipa tânără a Primăriei Mangalia și mă bucur foarte tare că Mihai face parte din noul val, să spunem. Bună ziua, numele meu este Daniel Mihai, sunt manager de proiect pe proiectul dezvoltare turistică în stațiunea Neptun Olimp. Pe scurt, proiectul cuprinde o reabilitare de infrastructură, o reabilitare totală. Asta înseamnă că cele 9 străzi din stațiunea Neptun Olimp vor fi complet demolate și refăcute, cu tot cu fundații de terasament, trotoarele la fel. Se va veni cu un strat nou de fundație, un strat nou de asfalt, trotoare cu pavaj. Se va reabilita sistemul de iluminat, atât cel rutier cât și cel pietonal. Asta înseamnă că vom avea stâlp cu tehnologie LED. După un studiu de tehnic referitor la iluminat, iluminatul va fi foarte eficient din punct de vedere financiar. Tehnologia LED va înjumătăți costurile. Alături de acest proiect, vorbim despre reabilitarea spațiilor verzi, ce țin de străzile aferente. Pe lângă spațiile verzi, vor fi amplasate două stații de autobuz noi, moderne, și amenajarea a două sensuri giratorii, unde vom avea câte un panou de afișaj LED cu diferite informații. Atât despre temperatură, cât și apa mării la ziua respectivă. În mare parte, proiectul are o valoare de 5 milioane de euro. Contribuția primăriei este de 2% pe acest proiect. Sperăm să iasă cât mai repede posibil. Ne aflăm la faza de licitație pentru proiectul tehnic și execuție. Asta înseamnă că cel târziu, la sfârșitul anului, încep lucrările pe cele 9 tronsoane. Cam asta ar fi pentru proiectul din stațiunea Neptun Olimp. Întrebări? Eu, Filip, vorbeam de noul val. Dacă și dumneavoastră faceți din parte din acest noul val, vă răspund. Mă bucur, în primul rând, că avem copii de acest jurul nostru și prin sala asta pe aici, să trebuie cea mai mică. Așa că prin cea care mine ne-am săturat și eu m-am săturat de mine, nu la apelul ăsta. Bravo, vouă, e regulă principală și să stai Domnul să iasă tot, să spun că drept linie cu execuție, cu proiectare și tot ce trebuie. Părerea mea trebuie să trebuie atenție mai la proiectare, dar poate să nu scape ceva, că ce-am putut să facem mai ales mă deși urmă. E greu să trebuie proiectăm. Așa, ca un comentariu din sală. Bravo, felicitări. Munca vi se datorează și este foarte important dacă discutăm de câteva zeci de proiecte, putem spune de acum, și dacă discutăm de o finanțare de undeva de 50 de milioane de euro, dacă se închid toate proiectele, și asta înseamnă că stăm undeva destul de bine. Și munca aceasta vă spuneam că vi se datorează și vă mulțumesc încă o dată și sper că la un moment dat, peste ani, să vedem că lucrurile chiar sunt așa cum ne-am fi dorit cu toții, plecând de la o simplă cerere, de la un proiect, și pe aceea să vedeți în teren lucrarea executată. Încă o dată succes și vă felicit! Mulțumesc.